și domnilor, bine v-am găsit, ora exactă, Antena 3 Deva. Iată că din ce în ce mai multe emisiuni sunt dedicate practic alegerilor parlamentare și prezidențiale. Campania electorală pentru prezidențiale a început deja, cea pentru parlamentare începe pe 1 noiembrie. Evident că cele două subiecte sunt legate și ne vom referi la ambele, împreună cu invitații pe care avem, evident, iar astăzi în studioul Antena 3 Deva este domnul Mihai Gabriel Irimie, primarul comunei Șoimuș și candidat din partea Partidului Național Liberal pentru Senat, locul al doilea. Bine ați venit în studio! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Mă bucur pentru invitație și sper să fie o emisiune cât mai constructivă, să audă cetățenii cât mai multe lucruri despre ceea ce vrem noi să facem. În primul rând în calitate de senator, dacă voi ajunge în Senatul României, și să afle informații de ce facem în Comuna Șoimuș în calitate de primar. Asta depinde și de dumneavoastră, că în campania electorală toată declarația oficială, domnule, să fie o campanie constructivă, elegantă, frumoasă, fără jigniri, fără nu știu ce, poate eșua foarte repede în neinteresant. Adică lumea vrea acolo... Vrea și un pic de sânge, nu? Vrea și un pic, am evitat. La asta mă gândeam și eu la expresia asta. Da? Pe de altă parte, sigur, unii se pot retrage. Dom'le, păi nu de astea vrem. Și atunci trebuie găsit un echilibru, să se vorbească și interesant și să fie, să se păstreze și o limită, așa, să nu se sară calul. Da, eu cred că lumea un pic și-a schimbat mentalitatea și nu-și mai doresc chiar așa campanii murdare și cu jigniri, cred eu, din ce am discutat cu oamenii. Poate e valabil în spațiul ăsta românesc, că mă uit ce se întâmplă în Statele Unite, în 5 noiembrie au alegeri și văd că a ajuns la niște jigniri, cote foarte, foarte dure campanii electorale. Da, unii oameni cu care eu vorbesc și mă întâlnesc cu destui de mulți oameni pe stradă, spun că n-ar mai trebui să fie atât de multe jigniri între oamenii politici și să vină să dezbată proiecte, pentru că e important să vadă ce vor să facă pentru ei. Că se jignesc unii pe alții și se fac și se denumesc în anumite feluri și anumite culori sau... Eu cred că oamenii nu mai au nevoie de așa ceva. Dacă... sunt oameni care își doresc lucrul ăsta, eu am întâlnit puțin care să-și dorească lupta asta. Într-adevăr, în Statele Unite am urmărit și eu și am văzut că acolo se folosește pe viață și pe moarte, pe viață și pe moarte. Familia și tot și tot și proprietăți și tot ce se poate folosi să folosește în campanie. Probabil că este un stil care acolo este agreat. Eu cred că în România lucrurile au început să intre până alt făgaș și îmi doresc și chiar îmi doresc să intre până alt făgaș și cred că politicienii ar trebui să discute despre proiecte și ar trebui să și urmărească ca în următoarele campanii, când vor veni în fața lor, să fie și realizate proiectele care le promit din 4 în 4 ani. Da, aveți dreptate. Referitor la electoratul românesc, și am o părere bună, că zicea, domnule, că România așa și pe dincolo. Zic, da, dar uite că nu produce extreme care să atenteze, să spunem, la statutul democratic al țării. Zic, așa cum suntem noi, mai îngrămădiți câteodată, mai nu știu ce, mai confuz, uite-te că nu am scos un lider din ăsta care se bate cu pumnul masă să zică, nu, băieți, acum încolonați toți după mine, ai direcția, care rămâne pe din afară, îl împușcăm, îl băgăm în pușcărie sau se aruncă singur de la geam. Așa se aruncă de la geam. Vedeți singur. Că noi am avut până în 89, am avut un lider care în momentul în care cei care nu se aliniau erau împușcați sau aveau alte probleme. Cred că România nu-și mai dorește lucrul ăsta, pentru că a trăit o perioadă în acel sistem și cred că oamenii nu-și mai doresc să nu mai aibă dreptul să spună ceea ce vor, să nu mai aibă dreptul la opinii. Cred că România vrea o schimbare și schimbarea asta, eu zic că e în bine în România. Să sperăm, nu știu, acum mi-ați oferit mă gândeam cum să încep și mi-ați oferit un culoar deja, apropo că România vrea o schimbare. Păi, după cum se anunță lucrurile, schimbarea va fi tot aia. În sensul în care, apropo de campania de la prezidențiale, putem să vorbim despre ea, iată că pare că în turul al doilea, că acolo este miza foarte mare, evident, cine intră în turul al doilea, Marcel Ciolacu pare scăpat pe turul al doilea, sigur. Bătălia pentru locul al doilea încă se duce, dar după o perioadă în care de incertitudine, pare că Nicolae Ciucă scapă în contracandidatul lui Marcel Ciolacu. Cele două partide
sunt și ele pe primele locuri. Deci PSD plus PNL plus UDMR ar face iar un guvern stabil, așa că schimbarea ar fi... S-ar bucura Kelemen Grumor de ea. Schimbarea este mentalitatea românilor, nu schimbarea conducerii partidelor sau partidele care conduc. Ideea este că, cum v-ați exprimat dumneavoastră, că scapă fiecare, mie mi se pare un pic că ar trebui să-și dorească să nu să scape și să intre în turul 1 și turul 2. Mai se mai întâmplă și după... Da, acolo eu cred că candidații care sunt astăzi, se vede că e o bătălie foarte strânsă, adică sunt foarte apropiate procentele. Ați văzut ultimul sondaj, 20, 3, 4, așa e, da. Și chiar locul 1, nu e mare diferență de 3-4% diferență de locul 2. Ceea ce înseamnă că românii încă nu sunt hotărâți ce vor să voteze. Vorbeam înainte de emisiune că înainte, acum o lună jumate, înainte de a începe campania, efectiv pre-campania, 44% din populație nu era hotărâtă cu cine să voteze. Asta e un mare semn de întrebare și eu cred că oamenii astăzi nu mai au încredere în clasa politică. Noi, politicienii, trebuie să-i convingem că ceea ce vorbim și facem. Și dacă n-am demonstrat lucrul ăsta, ne tragem ponoasele. Și de asta 44% din populație n-au încredere în clasa politică. Pe unii nu interesează, nu că n-au încredere. Sunt și care n-au încredere, dar sunt și unii la care, doamne, mie nu-mi pasă. Mă duc cu valul. Bun, ideea eu zic că e greșită. Pentru că dacă nu ne pasă, atunci nu putem avea pretenții. Nu putem avea pretenții la o sănătate bine pusă la punct, nu putem avea pretenții la un învățământ bine pus la punct, nu putem avea pretenții la instituții publice bine puse la punct, care să aducă românii înapoi acasă, care să nu mai lase pe români să plece în străinătate, să nu mai fie de popularea județelor. Deci eu zic că trebuie să ne intereseze. Avem o șansă odată la 4 ani și la 5 ani pentru președinte și la 4 ani pentru parlamentare în care să votăm. E șansa noastră, e dreptul nostru să profităm de el. Nu contează cu cine votăm. Important e să mergem la vot. Și eu cred că trebuie să mergem la vot și am fost la vot de la 18 ani de fiecare dată. Chiar atunci nu făceam parte din clasa politică și nu eram implicat politic, dar la noi în familie a fost așa obișnuință, trebuie să mergem la vot, trebuie să-ți exprimi și tu o dorință, pe cine vrei să votezi, ce vrei să faci. Chiar mă interesam de fiecare dată și mă uitam la televizor și nu eram implicat în politică la momentul respectiv, dar vroiam să văd că și votul meu contează. Chiar dacă am votat poate cu unii care n-au câștigat, dar a fost important că am fost la vot și că mi-am exprimat votul. Important că cel puțin la alegerile astea n-am auzit, domnule, degeaba ne ducem la vot, că așa e stabilit cine iese, noi votăm pe cine vrem și iese din cine păcate trebuie. Din păcate la televizor se dă impresia asta, ceea ce e greșit. Din păcate, o spun clar. Pentru că am văzut, da, domnule, că acum în turul 2 intră X cu Y, se stabilește în tot felul de emisiuni deja cum sunt turile, cine îi, cum... Păi stați să vedem că nu vota nimeni. După vot stabilim ce se va întâmpla în turul 2, cine cu cine intră, oamenii decid, până la urmă asta e important. Deja se fac cărțile înainte, să pun cai căruța înaintea boilor, nu cum e normal. Bun, e normal să se discute, dar nu deja să știm, deja noi știm cum o să fie în turul 2, cine va intra în turul 2, ce se va întâmpla în turul 2, care se aliază, cum se aliază în turul 2, cum vor mișca lucrurile. Mie mi se pare un pic că prima dată de să vedem ce votează poporul. Eu cred că populația va fi o surpriză la alegerile astea. Eu nu cred că nici Ciolacu nu e bătut în cuie să intre în turul 2. Nici știu că eu cred că fiecare candidat are dreptul și trebuie să fie votat să intre în turul 2. Fiecare vedem ce alege poporul. Eu cred că asta e cel mai important, să iasă lumea la vot și să voteze. Este foarte clar că eu, făcând parte din Partidul Național Liberal, îl susțin pe domnul Nicolae Ciucă, fără nici cea mai mică problemă. Îl cunosc și personal, e un om de cuvânt. Vă spuneam și înainte de emisiune, eu am avut 3 discuții serioase cu dânsul și de fiecare dată la 2 mi-a zis da și la 1 mi-a zis nu. Deci e un om care își asumă să spună și nu și să știți că sunt puțini oameni în România care își asumă să spună nu când nu se poate. Eu prefer să-mi spună cineva nu decât să-mi zică da, lasă că vedem și rezolvăm. Aia eu cred că e o amăgire și o pierdere de timp și a nerezolvarea problemei mele. De asta zic că sunt puțini oameni care își asumă anumite
lucruri și eu cred că Nicolae Ciucă este unul dintre oamenii care își asumă și cred că e un om care, din punctul meu de vedere, un om foarte serios și de care România are nevoie. Aici nu încă pe discuție că Partidul Național Liberal îl susține pe Nicolae Ciucă. Dacă revenim puțin la nivelul local, foarte recent am văzut o declarație comună, un comunicat comun, ca să zic așa, al primarilor, care susțin poziționarea actualei conducere a PNL Hunedoara față de anumite tentative de imixtiune și de poziționare ale unor persoane cu influență și cu funcții în cadrul Partidului Național Liberal, care au exprimat opinii foarte critice față de doamna Betuța Stănescu în mod particular. Da, nu mi se pare normal ca din interiorul partidului, eu cred și așa am crescut, că lucrurile în familie se discută în familie și nu se discută afară, în stradă, cu vecinii. Așa am fost eu crescut. Și nu mi se pare normal, în momentul când ai o nemulțumire, să o discuți în presă, în loc să vii la partid și să o discuți în forurile oficiale. Astea sunt lucruri care se întâmplă în fiecare campanie. Vorbeați mai devreme, în fiecare partid există câte o cârtiță. Acum, din păcate, au început să puște. Îmi pare rău că trebuie să-i numesc așa, dar mie mi se pare anormal să dai în colegii tăi cu care ai fost umăr la umăr atâția mari de ani și acum să te apuci să dai în ei. Ca o problemă cu doamna președinte, trebuie să-și o rezolve personal. Ca o problemă cu un anumit membru din birou sau un anumit coleg, trebuie să-și le rezolve personal. Nu trebuie să dea în partid. Partidul este o organizație care, până la urmă, suntem mulți acolo, ne jignești pe toți și dai în toți. Nu e normal ceea ce s-a întâmplat și atacurile astea, din punctul meu de vedere, nu sunt sănătoase nici pentru noi și nici pentru ei. Pentru că să știți că și dacă au dat în Partidul Național Liberal, din interiorul partidului și-au făcut rău tot lor, pentru că oamenii discreditează atâta timp cât ești cu un om la masă și după ce pleci începi să-l vorbești, mi se pare că ești un om neserios. Eu cred că lucrurile astea trebuia rezolvate în interiorul partidului și nu trebuia să facă circul ăsta mediatic și să ne facă în fel și în chip. Și dacă au o problemă, încă o dată revin cu doamna președintă, trebuie să o rezolve și să o discute cu dânsa. Noi, colegii din Partidul Național Liberal, 100% toți primarii, susținem candidații care avem. Necondiționat, suntem oameni serioși, de fiecare dată am demonstrat că suntem oameni serioși și suntem foarte uniți. Ca niciodată, noi n-am fost niciodată atât de uniți cum suntem acum. Nu mai iasă din interiorul partidului tot felul de sifonel, cum erau până acum, tot ce vorbeam în partid în 3 ore apărea în presă. Lucrurile astea au început să se vadă și eu apreciez lucrul ăsta și cred că colegii mei văd că începem să devenim din ce în ce mai uniți. Și cum o suntem acum de uniți, n-am fost niciodată. Partidul Național Liberal va crește în județul Hunedoara. Și o să vedeți în timp că va crește. Pentru că ușor, ușor, oameni serioși încep să vină lângă noi, nemulțumiți de actuala conducere a județului. Și o să vedeți lucrurile astea în timp. Sunt două persoane care au fost mai vizibile. Ați, apropo de ideea de a discuta lucrurile în familie, au fost, că sunt curios și cred că și telespectatorii, ați discutat în particular cu fiecare dintre cele două persoane? Eu personal nu. Dar era normal ca cele două persoane, decât să iasă cu un comunicat de presă, să vină să discute în biroul județean sau să discute cu președinta partidului personal și să-i reproșeze ceea ce au de reproșat. Mi se pare un pic, acum în plină campanie electorală, să dai cu noroi, mi se pare un pic cam mult. Legat de Traian Berbeceanu, cred că unul dintre persoanele este el și doamna Carmen Herou. Traian Berbeceanu îl știa pe Mircea Muntean de un an și jumătate că a venit în Partidul Național Liberal. Trebuia să facă de atunci tâmbălăul ăsta care îl face acum. Traian este prietenul meu. E din Șoimuș, ne respectăm, suntem colegi, am fost coleg cu soția lui, deci chiar ne înțelegem bine, dar cred că au avut o reacție nejustificată și nu era momentul să o fac acum. Da. În legătură cu candidatura dumneavoastră, categorică putem vorbi despre partea politică, dar așa cum a spus, până la urmă omul îi plac lui și chestiile astea, că ne place. Exact, nu mă extrag din asta, corect. Dar pe de altă parte, sigur că eficiența parlamentarilor este măsurată până la urmă 4 ani de oameni, nu cum, după cum știu să se certe, ci după maniera în care văd că este apropiat de
Dar ar fi bine cum se facă emisiuni cu candidații la președinție. Ar fi frumos să faceți o emisiune aici la Antena 3 Deva cu candidații la parlamentare și cei care au mai fost parlamentari să-și expună problemele, care, adică ceea ce au făcut în cei 4 ani de zile, proiecte de lege și tot ceea ce au reușit să facă. Și eu cred că ar fi o emisiune de succes. Și cei care candidează acum să vină cu proiectele noi care vor ei să le implementeze în Parlamentul României. Cred că oamenii ar vrea să vadă ceea ce urmează pentru ei. Pentru că e important ca oamenii să știe pe cine votează, pentru ce îl votează. Pe mine ca primar m-au votat că am făcut treabă în Comuna Șoimuș. Probabil la început, fiind tânăr, n-au avut încredere în mine, acum 12 ani. Au zis, domnule, e tânăr, nu știu ce o să facă, dar hai să încercăm. Au încercat și, să zicem, că au tras lozul câștigător pentru că am început, asta sunt eu, am muncit, am dezvoltat comuna și o dezvolt în continuare pentru că știu pentru ce am fost ales. Nu pot să mă duc peste 4 ani să ies în fața oamenilor să le spun, v-am spus povești și mai vreau o dată. La fel și candidații la parlamentare ar trebui să spună, domnule, ce am făcut pentru județul Hunedoara? A, B, C, D. Nu e nicio problemă. Și noi care candidăm acum pentru prima dată, eu am, de exemplu, eu ca și candidat la Senat, am câteva puncte. Pe sănătate, pe școală, pe dezvoltare, pe partea de administrație publică, care cred că trebuie modificate anumite lucruri. Unul din punctele importante e legat de școală. Ne întrebăm de ce nu vin investitori în județul Hunedoara. Mă gândesc la județul ăsta, pentru că copilul meu va termina peste 4 ani liceul și va trebui să meargă undeva. Mă gândesc ce va face după ce va termina facultatea. Să-l aduc să intre în mediul public? Nu-mi doresc asta. Nu mi-am dorit niciodată ca un membru din familia mea să fie angajat la stat ca să primească bani de la stat, să nu muncească sau să primească, să fie angajat printr-un post, prin, nu știu ce, consiliu de administrație sau nu, ăsta e scopul meu. Scopul meu ca copiii mei să crească sănătos. Și cred că în județul Hunedoara nu sunt investiții suficiente. Și atunci am stat și gândeam ce putem face noi să aducem investitori. Să creăm forță de muncă. Cum putem crea forță de muncă? Prin a face în județul Hunedoara unul dintre cel mai mare centru de școli profesionale din România. Nu putem să dezvoltăm astăzi centre universitare, că nu ne putem bate cu Iași, cu București, cu Timișoara, cu Cluj, centre cu istorie. Nu mai putem să ajungem la nivelul lor. Este clar, au profesori universitari de calibru, sunt acolo de ani de zile. Oferă și altceva orașele, și foarte greu acum să începem să concurăm cu ei. Și atunci, ce am putea noi face? Să creăm un centru de școli profesionale și învățământ dual. Școlile profesionale sunt necesare pentru tot ce înseamnă investitori. Oricine, eu, dumneavoastră, care ar vrea să investim într-un loc, prima dată ne întrebăm dacă avem forța de muncă necesară. Pentru că dacă vin județul Hunedoara, avem o listă destul de mare de șomeri. Dar acei oameni vreau să lucreze și să fie plătiți corect. Bun, sunt șomeri, dar nu au nicio calificare. Sau calificări care nu au nevoie firmele care vin să investească de ele. Și vă spun și caz concret. Și de unde mi-a venit ideea? Am avut un investitor trimis de la București, de la patronate, care a vrut în felul următor. A zis, domnule, îmi trebuie 40 de sudori, 80 de lăcătuși și undeva la 2-3 ingineri, dar îmi trebuie ingineri pe parte tehnică și ingineri în partea de confecții metalice. Și am zis, bun, hai să vedem ce pot să... Și eu vin și să fac o investiție de câteva milioane de euro. Am zis, domnule, hai să vedem ce se poate și am dat sfoară în țară. Vă dau cuvântul că n-am găsit. Nici nu-s puțin, 40 de sudori. Așa. Să fii sudor, nu chiar așa simplu. Și am zis, domnule, dar de ce nu avem sudori? Pentru că majoritatea copiilor, inclusiv fiul meu și inclusiv majoritatea părinților, încercăm să-i ducem să facă studii superioare, pentru că asta se cere de o parte e normal. E normal, dar trebuie să ne gândim că cineva trebuie să și clădească țara asta. Trebuie cineva să-și asume treaba. Nu pot fi forțați. Nu pot fi forțați, dar poate că își doresc.
Noi nu știm. Poate că noi îi forțăm ca să îi ducem pe toți să-și facă studii superioare. Poate că unii își doresc să învețe o meserie, da, și să aibă o siguranță. Îi forțăm pentru că studiile superioare, prin concurența între facultăți, au devenit, cred eu, uneori prea accesibile. Adică prea poți ajunge la anumite facultăți și ieși fluierând cu o diplomă după 3 ani. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar să fac diplome pe bandă rulantă plătite. Școli care merg la facultate... Deci, vedeți, da, atunci de ce a stat sudor când poți să fiu inginer cu o diplomă? Ești inginer cu o diplomă, nu ai nicio calificare. Tu ai terminat... Inginerii mai greu să ajungi cu... Da, așa, da, e. Dar da, alte specialități să ajunge foarte ușor. Problema este administrație publică, de exemplu. Că sunt iasă pe bandă rulantă diplome de administrație publică. Administrație publică însemnând ce? Tot. Tot ce? Că vin și la mine și își depun CV-ul la primărie și tot ce? Tot ce înseamnă administrație publică. Și dacă îl întreb de codul administrativ, nu știe deloc ce înseamnă ăla. Și ai terminat administrație publică. Adică hai să discutăm lucruri reale. Trebuie să ne trezim odată și să vedem că dacă vrem să dezvoltăm județul Nedoara și țara, trebuie să avem forță de muncă calificată. Uitați-vă în Ungaria. Nu e mare lucru și nu e nicio diferență că nu sunt alți oameni, au 6 mâini și 6 picioare, tot ca noi sunt. Dar ce a făcut? Guvernul a înființat școlile profesionale. În 10 ani de zile a scos primele șarje de copii cu calificare. După ce a scos copii cu calificare, a văzut că toate investițiile importante s-au oprit la graniță cu România. Așa e. Din motivul ăsta, nu din altceva, că nu suntem în Schengen, că găsim tot felul de povești. Nu este așa. Trebuie să ne uităm că județul Nedoara pleacă undeva la 7-8 mii de tineri în fiecare an, pleacă în alte județe. Și nu se mai întorc înapoi. Să învață acolo, găsesc locuri de muncă mai bine plătite ca la noi și nu se mai întorc înapoi. De ce să se și întoarcă? Trebuie să ne gândim de ce să se și întoarcă. Când, dacă vrei să mergi în mediul de stat, în zona de stat, trebuie să mergi pe pile și relații. Dacă vrei să te angajezi în județul Nedoara la firme mai mici, trebuie să te angajezi, dar doar cu salariul minim pe economie sau un pic mai mult. Ceea ce nu e normal. Dacă noi ne gândim să dezvoltăm județul Nedoara, trebuie să aducem investitori. Ca să aducem investitori, trebuie să demarăm acest proiect mare, care eu cred că e un proiect important pentru județul Nedoara și mă gândesc să-l implementez în calitate de senator printr-o legislație, pentru că știți că trebuie modificată legislația, că noi am închis școlile profesionale cu câtva timp. Din păcate, la nivel de țară, acum avem, se redeschide, am înțeles. Da, învățământul dual, care trebuie să fie partener cu firmele care au nevoie, e foarte bine gândit, dar nu e suficient. Pentru că la noi avem câteva fabrici în județul Nedoara care au nevoie de elevi. Dar acele fabrici, să zic, mai mari, vor investi în învățământul dual, că au nevoie de forță de muncă. Dar noi, ca să atragem alți investitori, trebuie să avem mult mai multă forță de muncă, să fim calificată, să fim vizibili și investitorii care vor să vină prima dată în România să duc unde au forță de muncă calificată, pentru că au nevoie, bineînțeles că vor fi și plătiți bine, pentru că n-au unde investi, degeaba vor să vină aici. Unde investesc dacă ei n-au forță de muncă calificată? Asta e problema care, eu zic, o are astăzi județul. Dacă ne uităm și la îmbătrânirea județului, am ajuns, județul Nedoara este cel mai îmbătrânit din România. În 2023 am fost pe penultimul loc, anul acesta am ajuns pe primul loc în țară la, ca județ îmbătrânit. Nivelul de trai la fel, ați văzut, plățile, salarizările care sunt în județul Nedoara, suntem pe locul 1 la pensii. Dar gândiți-vă, domnul Gurean, ce se întâmplă peste 20 de ani, când acei pensionari nedorit, că nu-și dorește nimeni, natural, nu o să mai fie. 20-30 de ani, da? Ce se întâmplă cu județul ăsta dacă noi acum nu punem nimic în loc? Asta din punct de vedere a școlilor. Eu cred că avem foarte multe licee industriale care astăzi au clădiri care nu le folosesc și pot fi puse în valoare. Pe lângă asta, chiar ieri am avut o discuție la un sfat a bătrânilor aici la o fabrică care este pe raza comunei mele și acolo am discutat de școlile care nu mai au copii. Sunt atâtea școli care au fost renovate din bani publici, au intrat în conservare și datorită reducerii numărului de copii, am mutat copiii în școlile mai mari și acele școli stau în conservare. Școli renovate puse la punct care nu le mai folosește nimeni, efectiv e spațiu mort. Acele școli se vor degrada. De ce să nu le punem în valoare?
De ce să nu putem să facem acele școli profesionale la acele școli? Avem școli de capacitate mare. Sau învățământul două să-l facem pe fiecare zonă în parte. Mi se pare că doamna Intotero a spus că există o lege prin care școlile pot avea și o altă destinație, cu condiția să nu fie cumva distruse după 10 ani. Există o lege, după 3 ani de zile pot să capete o altă destinație. Dar așa. Majoritatea primăriilor transformă în capele. Adică foarte multe primării. Puteți să vă interesați lucrul ăsta de la inspectoratul școlar. Foarte multe primării ia școala și o transformă în capelă. Să nu mai construiască capele. Eu cred că nu asta e destinația. Capelele au rolul lor, trebuie făcute în cimitire. Și școlile, cum au fost făcute în centrul satelor, trebuie să aibă o altă destinație. Pentru copii, pentru elevi, pentru învățământ. Dar acolo trebuie să gândim la un proiect care să le punem în valoare. Că sunt școlile renovate, e păcat de ele. Deci asta e unul dintre proiectele pe care le am, la fel cu sănătatea. Aș rămâne doar puțin la educație. Sunteți, cred că, al treilea, căruia îi spun și probabil că știți și dumneavoastră. Săptămâna trecută am auzit o știre apropo de tinerii care pleacă. Pleacă în special spre 5 destinații din România. Restul destinațiilor nu sunt atrăgătoare pentru tineri. Cele 5 destinații sunt București, Iași, Cluj, Timișoara și Brașov. Bileam enumera mai atât. Da, exact ce a spus. Deci ar trebui văzut că nu este un aflux. O fi luat și luând și Sibiu, poate și Craiova, dar aceste orașe care sunt ele foarte mari. Domnul Gurean, iar noi nu avem fiind centru universitar acele orașe, în general sunt centre universitare. Centre universitar enorm de mari. Enorm de mari. Da. Acolo toți care vor creier merg și cumpără creier. Firmele mari se duc unde au de unde lua. În momentul când își deschid acolo parcurile de achiziție creier pe românește, acolo, în momentul ăla, copiii rămân acolo. Sunt bine plătiți, au loc, au facilități, își creează colectivități și nu se mai întorc acasă. Dar noi trebuie să ne gândim și pentru ceilalți. Acum o parte din ei merg, e clar. Tot asta se va întâmpla de fiecare dată, pentru că centrele universitare mari vor absorbi tot timpul tineri. Dar ceilalți care rămân acasă, ce facem cu ei? Că trebuie să ne gândim și la ceilalți. Sau se întorc o parte că au părinții bolnavi sau au probleme sau și n-au unde să-și găsească un loc de muncă. Sau își găsesc un loc de muncă, își găsesc un loc de muncă foarte prost plătit. Și pleacă Și pleacă iară. Sau aleg calea să plece în străinătate foarte mult. Am văzut un studiu de ce nu se întorc românii acasă. Care sunt nemulțumirile pentru care nu se întorc acasă. Și astea sunt trei lucruri de bază. Pentru sănătate, sistemul de sănătate nu se întorc acasă. Pentru sistemul de învățământ nu se întorc acasă. Și pentru administrația publică defectuoasă nu se întorc acasă. Dacă vă uitați, astea sunt cele trei lucruri importante pentru care românii nu mai vor să vină înapoi. N-au încredere în sănătate, în sistemul de sănătate, n-au încredere în sistemul de învățământ. Și nu le convine cum sunt tratați în administrația publică. Acolo noi trebuie să ne uităm că nu-i mare lucru. Dacă noi vrem să-i aducem acasă și vrem să nu mai plece, astea trei lucruri trebuie să le schimbăm. Și foarte recent am lansat cu mare tam-tam și s-a lucrat ani de zile la un proiect România Educată, care mie mi se pare că se îndreaptă spre categoria fiasco. Nu știu ce se întâmplă, pare totul că totul am lansat, am cuvântat glorios despre lucrurile astea. Punctul meu de vedere, și nu s-a întâmplat. În momentul când vrei să faci un proiect mare, trebuie făcut cu oamenii din sistem. Când tu vii și impui un proiect în sistem, eu zic că nu funcționează. E foarte important în momentul când faci proiectul ăsta mare pentru învățământ, să ai o discuție cu toți din învățământ, să vezi dacă e bine, să poate implementa. Trebuie să cunoști și problemele de la firul ierbii. Dacă tu impui de sus să se aplice anumite lucruri în jos, ai marea surpriză sau neplăcuta surpriză să nu poată fi implementat. Înseamnă că este o eroare, nu? Din păcate, cred că da. Din păcate. Asta este situația. Dar trebuie să vedem lucrurile așa cum sunt. Trebuie văzut, din punctul meu de vedere, eu acum vin de la firul ierbii, cum s-ar zice. Eu sunt primar de comună și cred că aș putea schimba lucruri dacă voi ajunge senator. Și atunci am luat problemele din sistemul de sănătate de la nivel de școală mică. Am luat învățământ. Învățământ, scuzați.
Am luat problemele din învățământ de la licee. Am luat problemele din învățământ de la elevi. Am avut discuții chiar și cu elevii. Ce și-ar dori ei? Nu toți își doresc, să știți. Mama cu tata vrea să mă duc la Sibiu, că vrea e neapărat tata să fiu. Bun, ok, dar de ce vrea? Da, eu de unde să știu? Că trebuie să am studii superioare, că poate îmi găsesc vreun loc pe undeva. Asta e mentalitate greșită. Trebuie să lăsăm pe copil să facă ceea ce vrea să facă și să-l îndrumăm. Vă dau cuvântul de onoare că am discutat cu elevi, sunt foarte mulți care n-au fost în viața lor într-o fabrică. Niciodată. Nu au intrat într-o fabrică să vadă ce înseamnă o linie de producție. Niciodată. În județ la noi nici nu mai prea unde. Au unde, au... dar nu-i duce nimeni. Hai să încercăm în școală altfel să vadă că ce se întâmplă, da, poate că nu-i bine să spun, într-o fabrică de biciclete, într-o fabrică de ciment, într-o fabrică de mașini electrice, că avem și asta aici. Hai să-i ducem să vadă că se poate câștiga o pâine serios și prin muncă. Nu toți trebuie să fie ingineri sau economiști sau juriști pe bandă rulantă sau administrație publică, că cu administrație publică se poate intra în orice domeniu în sistemul de stat. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dacă vrem să schimbăm ceva în țara asta, dacă nu vrem să schimbăm, mergem în aceeași meteagnă, înainte, dragii mei, eu vă promit că facem, dregem și schimbăm și nu se întâmplă nimic. Și peste 4 ani, eu nu candidez de dragul de a candida. Nu candidez de dragul de a promite oamenilor povești. Eu m-am dus și m-am interesat punctual de ce probleme se lovesc oamenii în teritoriu. La fel și pe administrație publică. Am întrebat ce nu vă convine. Nu le convine că sunt primării sau instituții unde îi pune să dea o declarație ca să le dea adeverință? Să facă o cerere ca să le dea adeverință? Da, dacă toate administrațiile publice oferă locuri de muncă, unde se trăiește bine, este o concurență. La dumneavoastră, de exemplu, Lucian Roz, nou primar al Devei, spunea că Petru Mărginean a lăsat primăria la 683 de oameni și acum e la 1250. O greșeală. La dumneavoastră cum e la Șemuș? Că sunteți primar. 18 am din 27. 18 angajați din 27. Deci 18 angajați. Da, din 27. Și o comună mare. Mare, l-ați... adică... dublat personalul. N-am dublat personal și nu m-a interesat să dublez. Într-adevăr, am avut o societate a Consiliului Local care, când am avut nevoie să lucrez cu ei și să facem proiecte pentru comunitate, au avut un număr mare de angajați, acum reducem și intrăm în normal. Adică nu ținem personal doar de-a dragul de a-l ține sau pentru voturi pe românește sau pentru alte... obligații personale. Până la urmă ne interesează să aibă utilitate. Și eu cred că așa e sănătos. Primăria Deva, eu, că tot ziceați de domnul primar Rus, a fost un exemplu dat de domnul, da, sa. Din punctul meu de vedere e foarte greoaie. O primărie foarte greoaie. Adică foarte greu poți să-ți rezolvi problemele în primăria Deva. Trebuie să mergi la 7 uși ca să rezolvi o problemă. Asta nu e normal. Eu cred că Lucian Rus va schimba lucrurile astea și sper să le schimbe. Așa au zis și domnul Florin Oancea că le va schimba și nu le-a schimbat. Din punctul meu de vedere, oamenii trebuie ascultați. Nu-i greu. Mergi pe stradă și întrebi ce probleme credeți că trebuie schimbate. Oamenii îți spun. Și acolo trebuie să lucrăm. Dacă vrem să schimbăm ceva în favoarea oamenilor, trebuie să lucrăm acolo. Dacă vrem să scriem 3 rânduri, ne interesează sănătate și învățământ, agricultură și... le putem scrie pe pliante și le dăm la fiecare prin porți și am făcut campanie electorală. Nu. Trebuie să ne gândim și după ce vom ajunge în Parlament, ce facem pentru oameni. Pentru că acolo e important, când ajungem să schimbăm lucruri și să venim peste 4 ani să spunem, am modificat asta, am făcut asta pentru administrația publică locală. Și vă spun că în administrația publică locală se pot modifica multe lucruri și foarte simplu. Cum este cu poliția locală, astăzi știți că este un număr de angajați, da, 3 angajați, da, la 1000 de, da, locuitori. Foarte simplu. 5 angajați la 1000 de locuitori în administrația locală. Și am închis subiectul. Foarte simplu, dacă vrem să lămurim niște probleme. 5 angajați. Deva are, dau exemplu, 60.000 de locuitori. Nu, 5... mai era atâta, mă rog. Bun, 60.000 de locuitori, da, ori 5 ar trebui să aibă 300 de angajați. Am închis subiectul. Organigramă nouă și am făcut... am adus o grămadă de bani la bugetul local care cheltuiam inutil. Dar, înainte de a da afară pe acești oameni, trebuie să există un mare dar.
care noi trebuie să ne gândim și la oamenii care vrem să-i dăm afară. Exact. Că unii, să vă unii spuneau, domnule, trebuie să-i dăm afară. Că l-auzeam, nu poți să joci chiar așa. Auzeam pe Simion oamenii de la Aur, de exemplu, că domnule, noi administrați local 60% afară. Domnule, oamenii au credite, au familii. Exact. Au... Prima dată este de ce punem în loc. Prima dată aducem oameni investiții private, le creăm un spațiu unde să fie absorbiți și după aia începem să reducem. Și nu o reducem cu toporul, dar putem reduce. Pentru că important e la bugetul local câștigăm de două ori dacă vrem. Administrația locală poate câștiga de două ori. Adică nu mai cheltuie bani cu personalul. Personalul respectiv merge în sistemul privat și din sistemul privat îi se întorc bani la bugetele locale. Adică nici nu mai cheltuie și vin și bani în plus. Câștigă de două ori dacă face treaba asta. Dacă au unde pleca acei oameni. Dacă au unde pleca. Dar trebuie să le oferim asta. Da, și eu sunt de acord că nu poți să te apuci să dai oameni apară așa întâmplător și dar, fără discernământ. Dar dacă dezvoltăm pe fiecare județ și la nivel național se poate gândi lucrul ăsta, nu e mare lucru. Avem câte județe avem în România, pe fiecare județ trebuie gândite câteva centre importante industriale. Zonele respective trebuie finanțate. După ce am finanțat centrele industriale respective, putem aduce oameni de afaceri. Să dezvolte acolo. În același timp, în paralel putem face aceste școli profesionale să avem și forță de muncă pentru acele centre. Și ușor le legăm una de alta. Dar trebuie gândit un proiect de genul ăsta. Oamenii nu-și doresc să plece din țară. Oamenii nu-și doresc. România asta e atât de frumoasă, are și mare și munte și tot. La fel și județul Nedoara are de toate. Trebuie să le exploatăm. Trebuie să le exploatăm și să le punem în valoare. Simplu, nu e mare filozofie. Dar important este ca cei care... Vorba aia, facem politică la firul ierbii, primari, consilieri locali, consilieri județeni, președinți de consilii județene, să putem să impunem anumite lucruri și la nivel parlamentar. Și să începem să facem legi pentru oameni. Asta e important să facem, dacă vrem să schimbăm ceva în țara asta. Mai avem 10 minute aproximativ. Ați spus că, sau ați dori să v-am introdus o nouă întrebare, să vă referiți și la sistemul de sănătate. Una da. Dintre cauzele pentru care oamenii nu mai vor să vină înapoi. Ce s-ar putea schimba, ce ar trebui schimbat sau invers? Ce ar trebui schimbat și cum s-ar putea face asta? În sistemul de sănătate sunt multe probleme. Și una din problemele care le-am identificat, în multe localități care sunt mici și la distanțe mai mari de centrele de orașe, nu au nici dispensar, nu au nici o cale să fie, cum să zic, să poate să-și verifice sănătatea. Și atunci ne-am gândit să facem niște centre zonale, de exemplu în zona Ținutul Pădurenilor, da? Nu este niciun dispensar. Dar acolo, fiind concurență între primari, că fac dispensarul la mine, îl fac la X, îl fac nu la se face niciunde. Nu se face niciunde. Și atunci am zis, trebuie făcute niște centre zonale. Ținutul, da exemplu, Ținutul Pădurenilor. Un dispensar în una din localități care să deservească toate localitățile din zonă, să fie la maxim, gândită, noi, eu la asta am lucrat, să fie maxim 20 de kilometri distanță de la un dispensar la altul. Făcut o rețea de dispensare și numai finanțate alandala. Adică finanțăm dispensar la... E nevoie și la Cârjiți, da. Nu zic, dar aproape de Deva. Hai să-l finanțăm altul mai un pic mai departe, să putem să captăm și oamenii care au nevoie acolo. Pentru că vedeți că omul nu se poate deplasa sau se deplasează greu. Așa măcar poate găsește un vecin, găsește o variantă. Pe lângă asta, dispensarele respective, doctorii de familie, dispensarele respective, să poată să aibă butoane de panică. O chestie foarte importantă, care la noi încă nu se implementează. În Italia am văzut acest sistem. Bătrânii după o anumită vârstă, oamenii în vârstă după o anumită vârstă, au buton de panică care e conectat direct la dispensar. Adică o asistentă, dacă omul respectiv are o problemă gravă, știu, a omețit, a căzut-o, asistenta din dispensar, dispensarul respectiv să fie dotat cu o mașină și asistenta să meargă să vadă care e problema cu omul respectiv. Pentru că până când vine smurdul sau pompierii sau cine vine de la 30 de kilometri sau de la 100 și ceva de kilometri sau de la 50 de kilometri să ajungă acolo, omul respectiv poate să moară. Adică trebuie să ne gândim să fim cât mai aproape de oameni. Asta e unul din proiectele pe care le am legate de sănătate. Medici nu prea sunt. Sunt medici. Medici, am înțeles că e o criză de medici de familie fantastică. Da, pentru că nu li se oferă nimic.
Adică nici locul nu sunt în facultăți. Am înțeles că trebuie să așteptăm câțiva ani până va ieși o generare, o promoție de medici de familie. Că păi știți cum e, nici nu le, dacă noi facem proiectul ăsta de lege, trebuie să ne gândim și cum îl ofertăm. Adică venim, vrei să te faci medic de familie, ai următoarele beneficii. Ai o casă în zona respectivă, ai un salar bun, ai mașină de servici și te poți ocupa de oamenii din zona respectivă. Trebuie să-l și ofertăm. Că de asta zice, mă duc să mă fac medic de familie, dar eu nu am pacienți. Mă fac medic de familie, dau exemplu, în comuna Bătrâna, să nu dau cea mai depopulată, așa. Și eu am 40 de pacienți. Nu rentează pentru mine ca să am cabinet de medic de familie. Și atunci zice, bă, dacă mă fac medic de familie, m-aș duce la Șoimuș sau m-aș duce la... Dobra, acolo, sau la Hărău, sau în zonele unde este un pic de populație, sau la Vețel, sau nu m-aș duce medic de familie la Bătrâna unde am 50 de oameni, că nu rentează, nu vine nimeni. E, dacă facem centrele astea zonale, atunci eu zic că rentează și pentru ei, că au toți pacienții de pe zona respectivă, le oferă statul o casă, că nu e foarte greu unde faci dispensarul să faci două camere, sunt să aibă și multe, doctorul acolo. Sunt foarte multe case deja nu părăsite, dar oamenii l-au încuiat și nu stă nimeni în ele. Bun. Putem lua o casă de genul ăsta și să o transform în dispensar. Da. Important este să ne gândim la zonele astea, la centrele astea zonale, să fim aproape de oameni. Altfel, medicina, zona asta de sănătate, sunt foarte mulți, că vorbeam de cei din străinătate, de ce nu se întorc înapoi. Sunt foarte mulți care au oameni în vârstă sau acasă și ei lucrează în străinătate. N-au cu cine lua legătura să trimite un doctor să vadă de mama și de tata lui. Nu știu ce se întâmplă. Dau exemplu, e mai în vârstă, nu răspunde la telefon. Vă dați seama, fiind în Italia, în Spania, vezi că nu răspunde la telefon, suni o oră, două, sunt vecinii, e agiți. Poate el a lăsat telefonul lângă televizor, că s-a uitat la știri și a ieșit prin grădină să vadă de găini. Dar tu ca copil te agită lucrul ăsta. Așa, știind că are buton de panică și oricând e rău, omul poate să apeleze și că cineva e lângă el, ai tu liniște. Pe lângă asta și tu știi că dacă te întorci înapoi, beneficiezi de acele lucruri. Și că statul se gândește la tine să te recompenseze pentru banii care ai adus tu în țară. Că trebuie să ne gândim și la asta, dacă vrem să facem ceva. De aia spun, sunt multe proiecte care eu le am punctate, dar le am punctate după problemele din teritoriu. Nu vin să apar în fața oamenilor să vând gogoș sau produse care cred că niciodată nu se pot realiza. Nu. Am inventariat problemele oamenilor, am încercat să găsesc soluții, m-am uitat în partea legislativă cum am putea să le aplicăm și chiar să poate să facem lucrurile astea. Asta ar însemna că în ideea că ajungeți în Parlament să inițiați proiecte de legi 100%. Care să rezolve aceste... 100%. Și avem mai multe proiecte de legi. Avem multe, inclusiv urmăritul banilor, de exemplu, probabil știți sau nu știți, Casa de Pensii din Deva, impozitul pe salariat care îl plătește angajatorul la stat, 60% se întoarce la bugetul local, de unde este firma. Casa de Pensii din Deva, toate impozitele care sediu Casa de Pensii din Deva, toate impozitele la toți pensionarii rămân în bugetul Devei. Poate n-aș știu, lucrul ăsta vi-l spun eu. Și ceea ce nu e normal, pentru că pensionarul își desfășoară activitatea și viața la Șoimuș, la Hărău, la Brănișca, la barul, unde își desfășoară activitatea pensionarul, da? Unde trăiește el. Și el acolo vrea să aibă condiții de viață. Nu este normal ca impozitul să rămână în Deva, că are sediu Casa de Pensii în Deva. Nu este normal ca alte firme mari care varsă o grămadă de bani la bugetele orașelor mari să nu urmărească banii respectivi domiciliul unde stă omul. Pentru că omul acolo trăiește. Lucrează 8 ore la Deva, dar viața lui în Șoimuș sau în Hărău sau în Certej sau unde trăiește. Normal ar trebui banii să se întoarcă, să urmărească impozitul ăla de 300 de lei pe cap de locuitor, să poate și mai bine, acum că e mai mare, că s-o mări minim pe economie, să se întoarcă la bugete locale de unde are omul, unde stă omul, unde are domiciliu. Pe lângă asta, un alt avantaj. Primarii se vor zbate să-și țină oamenii acolo. Pentru că fiecare om care pleacă, el pierde banii aceia de la bugetul local.
Eu am și scris asta și am discutat-o de multe ori și la nivel național. Din păcate am primit câteva răspunsuri că încă nu sunt bine puse la punct sistemul informatic ca să putem monitoriza pe fiecare unde locuiește. Păi da, dar atunci flotanții cum naibă monitorizăm la alegeri? Că la alegeri flotanți facem și mutăm cum vrem noi. Haideți să încercăm și să monitorizăm și să ducem banii la sursă, unde omul trăiește. Că acolo trăiește omul, trăiește în Șoimuș, trăiește și cei care locuiesc în Deva. Evident, să rămână Deva, banii da. Din Deva. Adică cei care locuiesc în Deva. Că poate sunt care muncesc în Șoimuș și locuiesc în Deva. Să li se întoarcă banii la Deva. N-am înțeles. Important da. Este ca omul să beneficieze de acei bani care se întorc din impozitul cota de pe impozitul impozitul pe care îl plătește angajatorul, să vină la domiciliul unde stă omul în momentul de față. Sunt convins că vom mai relua aceste idei, pentru că campania electorală este de-abia la început. Încheiem aici emisiunea. Eu vă mulțumesc pentru nu idei, reluăm, pentru prezența. Nu le reluăm, avem altele. Sau, mă rog, așa. Asta depinde de dumneavoastră, dacă le reluăm sau da. Avansați altele. Le mulțumesc telespectatorilor și le reamintesc că invitatul ediției de astăzi, ora exactă, a fost domnul Mihai Gabriel Irimie, primarul comunei Șoimuș, dar și candidat pentru Senatul României din partea Partidului Național Liberal, locul al doilea pe listă. Le mulțumesc colegilor, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenția cu care ne urmăriți. La revedere, toate cele bune tuturor! La revedere! Poți avea parte de mașina ta. Ai trecut pe la Catena? Da, și anul acesta avem 10 daci noi pentru voi. Excelent! Da! Foaie verde și o sunt fină, Adrian și-a luat mașină și străbate neîncetat toată țara în loc și la. Să dea veste un ceas bun, că sosește un nou Crăciun.